dulce casă. Că nu mi-am găsit norocul, tot acasă-mi este locul, mamă scumpă și miloasă. Mai bine cu bani puțin, măicuță, măicuța mea, decât slugă la străini. Doamna Galina, bună ziua! Suntem de la compania Surprize de Vis și știm că astăzi sărbătoriți o frumoasă aniversare de 60 de ani și cu această ocazie frumoasa surpriză este pentru dumneavoastră. Așa, un frumos buchet de flori, o șampanie, acest coș la fel este pentru dumneavoastră. Și un tort pentru masa de sărbătoare. Vreau să vă întreb cum credeți de la cine este surpriza? Am mulți copii, surori, frați, neamuri, copiate. Dar totuși, nu aș putea spune de la cine. Am copii și potare, am surori, multe neamuri. Și apropiați. Să știți că avem și o felicitare pentru dumneavoastră. Dragă mămică, astăzi este un motiv perfect pentru a-ți spune cât de importantă ești pentru noi și cât de mult te iubim. Noi o să-ți rămânem datori toată viața pentru nopțile nedormite și grija pe care ne-o porți. Îți mulțumim foarte mult că ne ești alături fără să ceri ceva în schimb. Mămica noastră scumpă, îți dorim două lucruri importante, sănătate și răbdare, pentru că sănătatea ta este liniștea noastră, iar răbdarea ta este bunăstarea noastră. Îți dorim să fii fericită, să nu știi ce înseamnă necaz și să te bucuri din plin de fiecare zi trăită. La mulți ani, mămico, cu drag din partea copiilor! Mulțumesc! Tare plăcere mare! M-am așteptat la copii, fiindcă... Da, i-am crescut, i-am educat. Totuși, cât de puțin întorc și întorc înapoi, bunătate și timpul care o au. Mulțumesc! Îi doresc să fie sănătoși, să-și crească copiii, să aibă grijă de familie lor și Dumnezeu să-i păzească și să îndrumeze tot copiii și să ajungă la bătrânețe frumos. Și îi sărut cu drag cu tot și îi iubesc. Mulțumesc pentru surpriză. Mamă scumpă și miloasă, mai bine cu bani puțin, măicuță, măicuța mea, decât slugă la străini, că străinătatea-i grea. Muncesc acasă pământul, măicuță, măicuța mea, și mâncăm ce ne-o dă Sfântul, că străinătatea-i grea.